Eu am avut un singur vis de mic, să fiu jurnalist. Nu știu dacă există ceva ce eu aș putea oferi, chiar și fizic, poate nu fizic, poate emoțional, ce TVR-ul să nu aibă. Aici sunt, dincolo de problemele existente interioare, în orice redacție sau ceva, sunt niște oameni extraordinari. Și senzația mea despre TVR din ultimii ani este că, într-un fel, ia nimănui. Mă bucur că există, dar îmi pare rău că nu are o mamă și un tată. Eu am prins vremuri când avea părinți. Este lăsat în voia sorții de mult timp și el cumva se încăpățânează să trăiască. Poate prin forța interioară a oamenilor de aici, poate pentru că e nevoie, clar, de televiziunea română, nu de mine sau de tine sau de ceva, de televiziunea română în sine. Aici am găsit și găsești, nu doar eu, libertatea de care ai nevoie să-ți faci meseria onest, dacă vrei să-ți o faci onest și dacă poți să-ți o faci onest în limitele tale. TVR-ul are de toate, i-aș ura, deși sună bizar, sănătate.